Deschiderea sezonului estival coincide cu amenajarea teraselor și reluarea activităților pe șantiere. Este motivul pentru care cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au efectuat peste 300 de acțiuni de control. Vizate au fost activitățile de pe șantiere, din baruri și restaurante, dar și din serviciurile auto. Acțiunile de control au scos la iveală faptul că încă sunt patronii care folosesc munca la negru. Am identificat în ultima lună 9 persoane care lucrau fără forme legale și, după cum am mai spus-o, în continuare rămâne un risc domeniul construcțiilor, pentru că avem 6 persoane identificate lucrând fără forme legale. În restaurante am identificat 2 și în serviciuri auto am avut ca și domeniu doar vopsitoriile, am găsit o singură persoană. Au fost lăsate ca și măsuri, 383 de măsuri dispuse pentru firmele controlate cu un cuantum de amenzi de 180.000 de lei. Cei din conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă spun că pe șantiere sunt tot mai mulți muncitori care nu folosesc echipamentul de protecție. Dacă sunt găsite asemenea cazuri, amendați sunt atât muncitorii cât și angajații. Ce înseamnă nepurtarea acestui echipament ne spune șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă din Iași. Înseamnă risc foarte mare la accidente de muncă, de la accidente ușoare de muncă până la accidente de invaliditate sau accidente mortale. Și de asta, să spunem, prevenția efectivă pe care o face și încercăm cu toți inspectorii pe care avem să fim prezenți pe teren, să încercăm să prevenim în primul și în primul rând munca la negru, să prevenim pe partea cealaltă accidentele de muncă. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificați aproape 100 de angajatori. Au fost 99 de angajatori verificați cu un număr total de sancțiuni de 179 de sancțiuni cu un cuantum de amenzi de 33.000 de lei. Inspectorii de muncă vor intensifica în această perioadă acțiunile de control. Orice abatere va fi sancționată, iar dacă acestea sunt grave, se poate ajunge chiar la suspendarea activității.